cred, tot timpul lucrului meu pentru alte subiecte de istorie arte, când parcurgeam toate aceste recenzii, contrandiu, articole care erau scrise despre saloane, despre expozițiile de mai mică însemnătate, de fiecare dată când găseam un nume românesc, îl scoteam. Și mi-a venit ideea unei cărți pe care, într-o primă variantă, am și publicat-o, care este Pictor român în Franța, 1834, care este data la care primul dintre ei vine, este vorba de Ion de Negulici, și se înscrie în atelierul lui Leon Cornier, și 1939, care este data la care, firește, izbucnește al doilea război mondial, în care este sfârșitul liberei circulații în Europa, în care cei mai mulți sunt expulzați, cei care sunt de origine evrească vor pleca mai departe către Statele Unite, ceilalți vor fi obligați să vină pe front să lupte în România, sau vor fi pur și simplu expulzați ca fiind români, pentru că eram în două câmpuri adverse. Gabriel, permite să îți mulțumesc că ai spus cum eu nu puteam să spun, dar pregătisem. Mulțumesc. Și permite să mă retrag și să îți las scena. Mulțumesc. Ce am încercat eu era, de fiecare dată când parcurgeam această presă franceză și am avut posibilitatea, și încă o am locuind acolo de 20 de ani, m-am gândit că poate că nimeni nu are o asemenea continuitate și posibilitatea de a putea să o facă în liniște, nu cu ajutorul unei burse care să dureze doar câteva luni sau doar un an sau doi, în care să nu înțeleagă absolut nimic, fiind acolo complet integrat. Am spus, cândva vor face ceva despre acest subiect. În 2012 am făcut un prim volum care a apărut la noi Mediaprint, în care, din cauza întârzierilor pe care s-au făcut în colaborarea cu Asociația Fondului Cultural Național și celelalte, a apărut numai partea de repertoriu pe care eu o concepusem, în timp ce partea de text a fost absolut complet masacrată, pentru că ea trebuia să se încadreze într-un număr de pagini care fusese deja decis, însă nu și cu acordul meu. Atunci am spus, nu e posibil așa ceva, va trebui cumva să reiau subiectul în mod serios și m-am gândit să fac o lucrare mai serioasă. Pentru francez am găsit deja un editor care este interesat să o produc. Acum o să vedem, sunt în discuții și cu cei români. Ce am încercat eu este să surprind și să explic, nu numai pentru publicul francez, dar mi-am dat seama că poate că și publicul român are nevoie de când în când, care a fost complexitatea acestei relații care între sistemul artistic de învățământ românesc și cel francez. Și eu nu mă ocup decât de perioada lui de început și decât de aceste schimburi de început. Și pentru aceasta m-am gândit că momentul care este momentul fondator al școlii, momentul fondator școlii românești moderne de pictură, este expoziția universală din 1867 de la Paris. Vedeți o primă expoziție, aceasta era Galeria Mașinilor, care fusese construită și era pavoazată pentru recepția, pentru primirea premiilor de către artiștii, artizanii, cei care expuseseră cu acest prilej. România era reprezentată pentru prima dată, chiar dacă sub pavilion otoman. Ea mai fusese o singură dată un pic prezentă în 1855 prin Teodor Aman, care expusese bătălia de la Alma, dar sub culorile turcești, ceea ce era normal. Este de altfel prima pictură turcească pe vremea aceea, pentru că principatele aparțineau Imperiului Otoman. Acest pavilion, care a fost construit după planurile lui Ambroise Baudry, erau două, de fapt. Este acesta pe care vi-l prezint și care era în grădina care înconjura expoziția,
și care avea mai mult sau mai puțin rol și de restaurant român cu specific românesc. Și ca să îl impună alături de celelalte și exista exact același pavilion, Ambroise Baudry, pe care le revedeți în galeria mașinilor, sub un pic o altă formă, un pic înghesuit, el a provocat cumva pentru comunicarii francezi un pic de amuzament, pentru că îl găseau foarte oriental. Or, intenția lui Odobescu în momentul în care făcuse acest lucru și îi indicase lui Baudry mai multe monumente care să le ia în seamă în momentul în care el îl va concepe, pe care Curtea de Arceș și Stavropolos, era ca el să fie foarte complet diferit de Orient, pentru că ideea pe care el o prezenta mai departe era cea a independenței față de Imperiul Otoman. Acest pavilion, din care avem și câteva imagini înăuntru, pe care le veți vedea imediat, iată-le, aveau macheta de la Curtea de Arceș, care se găsește în prezent la Muzeul Ștorc, și pe pereți erau numeroase tipuri pitorești care erau făcute de Carol Pop de Sainte-Marie. Unele dintre ele se regăsesc în prezent, am putut să le identificăm mai mult sau mai puțin, la Muzeul Național de Artă și la Biblioteca Academiei. În centrul pavilionului și ceea ce era lucrul cel mai însemnat pe care vreau, era tezaurul de la Pietroasele, pe care Odobescu îl va și publica, și care fusese montat într-o vitrină fastoasă, care fusese făcută chiar de Casa Fichet din Paris. Din păcate, cu acela nu există fotografii. Na. Și erau alte câteva tablouri, pe care fusese reconsiderate în acel moment ca fiind reprezentative pentru noua școală de pictură. Ce arătăm în momentul în care ne ducem acolo? Și a fost Deșteptarea României de Tatarescu, Le Gardien de Chailly de Grigorescu, care are o istorie interesantă, pentru că este paznicul pădurii care era chiar lângă Barbizon, lângă Fontainebleau, și are o legătură interesantă și pentru faptul că un an mai târziu, în 1868, împăratul Napoleon al III-lea îi va cumpăra lui Grigorescu, vizitând expoziția care fusese organizată la Han Siron, singurul tablou care va exista în colecțiile franțuzești până după primul război mondial. Este prima achiziție, era cu titlu privat și dacă ea a fost făcută, de obicei aceste gesturi imperiale de a cumpăra în expoziții că erau expoziții universale, că erau saloane oficiale, că erau expoziții de mai mică anvergură, erau obișnuite, dar cu artiștii francezi. Artiștii străini, indiferent de unde veneau ei, nu erau cazați în același loc. Fără îndoială, astea sunt interpretările mele, Napoleon al III-lea voia, prin acest gest, să recunoască și noua școală de pictură care se forma și care era a noului stat pe care el îl ajutase extraordinar de mult. În plus, el avea o publicitate foarte bună, Grigorescu, din cauza faptului că era elevul lui Sébastien Cornu, a cărui soție Hortense Cornu ajutase foarte mult la instaurarea lui Carol I ca domnitor în Principate. Sébastien Cornu este cel care va realiza în această ultimă perioadă a domniei a lui Napoleon al III-lea multe dintre comenzile imperiale. El se va ocupa de mauzoleul familiei de la Saint-Leu la Forêt și multe altele. Deci este foarte interesant cum împăratul ajunge fără îndoială condus de către Cornu și de către planurile politice pe care le are pentru această parte a Europei, care tocmai încerca să o prefigureze.
ca să se ajungă la acest moment 1867 și la această achiziție din 1868, poate că trebuie să evocăm în două, trei cuvinte, care era școala, care era poziția școlii de învățământului artistic românesc în secolul al XIX-lea. Nu trebuie uitat că în 1800 societatea românească se îmbrăca, elita societății românești se îmbrăca după o modă orientală, mai mult sau mai puțin inspirată de Constantinopole, limba de cancelarie era greacă, iar principalul vector care ținea societatea era ortodoxia, pe care o împărtășea cu celelalte neamuri din jur. În momentul în care, prin influență rusească, ocupațiile rusești de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și până în anii 1800, mai târziu de anii 1830, au adus și intrarea limbii franceze ca limbă de comunicare între elita ocupantă, între elita națională și ocupant, și firește noi moduri de comportare, un nou mod de viață, noi un nou interes pentru o altă cultură, pentru altceva și o modernizare foarte rapidă, o construire a unei noi identități naționale, este epoca în care națiunea română, ideile care constituie națiunea română, se, nu că se definesc, sunt clar ancorate și edificiul de a-l construi se face, el este urmărit apoi de toți pașii politici care i-au urmat. Sunt cei ai numeroaselor tratate de pace care concluzionează de fiecare dată aceste conflicte politice și de fiecare dată, vedeți, ajungem în momentul 1856, spre exemplu, în care principatele sunt recunoscute ca autonome, li se dă posibilitatea mai departe să facă, li se dă posibilitatea mai departe să-și decidă soarta. Este momentul în care totul se construiește. Primele idei și încotro se îndreaptă interesul societății onești și era nevoie de o instrucție, ideile pe care le ia în acest sistem de instrucție sunt preponderent cele franceze, pentru că era cel mai avansat în acel moment. Și vor importa foarte multe idei pe această filieră. În plus, societatea franceză, începând cu anii 1830, se exportă din ce în ce mai tare. Creația școlilor, creația învățământului, că este el de drept, de medicină și mai departe artistic, are la bază și aceste lucruri. Pasul cel mai important este firește 1864, prin reformele inițiate de Alexandru Ioan Cuza. Și școala de medicină, școala de drept, școala de arte frumoase, cea de la Iași o precedase, era din 1861, vor lua ființă. Cea de la București va avea ca, va avea ca școala de la, de la București, va fi cea după care se vor organiza lucrurile. Regulamentul ei va fi întocmit de Tudor Aman, care tocmai ieșea de la școala de arte frumoase de la Paris și care împreună cu Gheorghe Tătărescu, pe care vi-l arătasem anterior, într-o fotografie de care au povestit Paris, sunt printre cei care fuseseră la Paris în aceeași perioadă cu pașoptiștii, le urmăriseră idealurile, fuseseră în contact, se gândiseră la ce ce formă vizuală să dea acestor idealuri naționale pe care circulau, însă trebuie să se facă o distinție foarte clară. Tinerii români care ajungeau la Paris de cele mai multe ori nu erau pregătiți ca ceilalți din celelalte țări să înțeleagă numeroasele teorii politice sau artistice care se dezbăteau pe acea scenă în acel moment. Nu uitați că în 1848 toate teoriile marxiste și toate celelalte se nasc și încep să capete foarte multă dezvoltare. Idealul lor în acel moment era
să atragă atenția asupra principatelor, în presă, pe cât de mult se poate. Întorși în 1848, au participat la evenimentele revoluționare, care au avut mai mult sau mai puțin de succes, și întotdeauna însoțiți de artiștii care erau în cercul lor, ulterior, dar nu, ei copiau mai mult, dacă vreți, formele, dar fondul, dar nu înțelegeau întotdeauna ceea ce copiau modele prin care treceau. Primul care a ajuns dintre ei și care v-am spus a fost Negulici, avea, spre exemplu, o formație complet rudimentară, pentru că el era fiul de preot de la Câmpul Lung. Se formase probabil după aia mai departe cu unul dintre portretiștii care trecuseră pe acolo, trecuse prin București, a trecut apoi prin atelierul lui Livaditi la Iași, s-a dus la Paris. În 1834 eu aș fi foarte interesat ceea ce înțelegea el din acest oraș și din sistemul pe care îl găsea acolo, care era complet diferit de ceea ce ar fi putut și ce cunoștea la el acasă. Adevărul este însă că de foarte devreme, și aceasta participând cu ideile politice a lui Napoleon al III-lea, sistemul de învățământ francez a fost deschis celui mai multor națiuni foarte repede și îi acceptau un pic peste tot. Știind că în acest fel vor reiona toată lumea. M-a amuzat foarte tare, există pentru secolul al XIX-lea, în deosebire pentru a doua parte a secolului al XIX-lea, câteva statistici care spun că cei mai mulți dintre studenții străini care veneau în secolul XIX la Paris se duceau să urmeze studii de drept, de medicină, apoi erau mai târziu de litere. Dar primele două, pentru că era cea mai mare măsură, care erau națiunile din care erau cei mai mulți recrutați, rușii, mai bine de 30% și urmau apoi românii. Sistemul artistic românesc nu putea să urmeze această cale, pentru că și piața românească care exista, a colecționarilor, faptul că nu exista o muzee, că Școala de Arte Frumoase, creată în 1864, nu a avut foarte multe mijloace. Ea nu a putut foarte multă vreme, nu a avut un local propriu. Prima generație a fost de 20 de studenți, dintre ei, nu ne mai amintim aproape numele nimănui. Trebuie să mai vedeți încă ceva, în momentul în care ei terminau, opțiunile de carieră pe care le puteau avea erau dintre cele mai bune, că piața era foarte mică, să devină profesor de caligrafie și desen într-un liceu sau într-o școală medie. Exista, firește, prin regulamentul din 1864, care era foarte făcut de Teodor Aman și care este foarte inspirat și făcut, copiat după cel franțuzesc, dar pentru cel franțuzesc, pe care el tocmai terminase școala, în 1863, Școala de Arte Frumoasă de la Paris, pe care o vedeți, tocmai fusese reformată și el după acesta nou l-a conceput, dar adaptându-l la realitățile care existau în acel moment în principate. Și în acest regulament exista o serie de articole care prevedeau o bursă pentru studenții să plece la specializare în străinătate. Parisul nu era opțiunea numărul 1, ea a devenit ulterior. Au mai existat și alte opțiuni. În Moldova opțiunea era în special München și aceasta din cauza directorului școlii de acolo care se formase la München în atelierul lui Kaulbach.
Și deosebit îi va dirija, de fiecare dată îi va dirija către München, în mod deosebit. La Paris este în special, începând cu anii 1864, primele burse vor avea foarte mari, se vor face cu foarte mare greutate, nu vor exista aproape întotdeauna bani. Ei plecau, era o bursă pentru pictură, o bursă pentru sculptură, dar un pic mai târziu. Când încep pentru pictură în anii 1874, tinerii studenți se plâng de fiecare dată de faptul că aceste burse ajung de fiecare dată cu foarte mare întârziere. Am exemplul care este cumva, nu știu, poate că trist, dar este interesant exprimat, al lui Mihai Ștefănescu, care este primul câștigător al acestor burse. Am să vă rog să mă scuzați că citesc, dar voi cita direct textul pe care îl scrie, cerând Ministerului să îi plătească acest stipendiu. Astăzi mă găsesc pe ulițele Parisului, fără mijloace de studiu și existență. Binevoiți, dar, domnule ministru, a lua în considerare trista poziție în care, într-una țară străină, am renunțat la postul meu de stenograf numai și numai ca să pot servi într-o zi țara mea mai bine ca artist decât ca stenograf și îngăduit să fiu pus în urâta poziție de a nu putea termina studiile. La rândul lui Grigorescu, da, acesta este dosarul de la Școala de Arte Frumoase pentru studiul pe care eu l-am făcut și pentru a documenta cât mai mult lucrurile. Am luat de la Școala de Arte Frumoase, care le posedă și la Arhivele Naționale, sunt în copie, toate foile matricole, în parte decenală, deci, și de fiecare dată când era un nume românesc sau când locul de naștere era indicat ca fiind pe teritoriul care este considerat în momentul lui maxim românesc, i-am luat și am scos toate datele care sunt în aceste dosare. Nu sunt foarte multe date, de cele mai multe ori. Unele sunt chiar inexacte. Trebuie să vedeți că de cele mai multe ori ei nu vorbeau, tinerii studenți care ajungeau acolo și cazul Biscovescu, de-aia mă tot gândesc la ei, ei nu vorbeau franțuzește, nu știu cum se descurcau. Este ceva foarte impresionant. Și ei declarau, sau în aceste dosare de obicei sunt datele de naștere, sunt cum au fost, cum au ajuns acolo și dacă participau la concursurile școlilor. Și aceasta este, cum îi spune, certificatul pe care îl face Martin Drolling, care este maestrul lui, cum că el se duce și frecventează aceste studii. Trebuie să vedeți că ei deja își cunoșteau meșteșugul. La Școala de Arte Frumoase de la Paris nu erai acceptat într-un alt fel. Și ei încercau de cele mai multe dintre ori, deci, pe lângă aceste burse care erau, erau și ceilalți care aveau un pic de mijloace, cum este cazul lui Aman, deși nu întotdeauna. Aici este, el se autoreprezintă în primul lui studio, în primul lui atelier. El când nu se descurca, există mai multe scrisori pe care el le-a schimbat cu Iscovescu. Trebuie să vedeți iarăși că sursele noastre de documentare sunt extraordinar de limitate pentru această parte, chiar pentru prima parte a secolului, pentru până în 1914, ele sunt extrem de limitate. Și, spre exemplu, Aman și Iscovescu au avut o corespondență care este foarte interesantă pentru că Aman îi povestește de fiecare dată prin ce încercări foarte grele trecea ca să poată, pentru că familia nu-i trimitea de fiecare dată bani și de adesea el și vindea pe Rue Lafitte, unde avea atelierul, vindea în stradă tablouri
probabil că ele cântau și ei și. Bun. Apoi au fost, firește, buxele care erau acordate înainte de cele acordate de Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, deci înainte de 1864, care erau acordate de Eforia Școalelor în Țara Românească și de Ministerul Învățământului din, Învățăturilor Publice din Moldova. Grigorescu a avut această șansă după ce șoase înainte și ceruse să se ducă, la Roma. Aici aveți dosarul lui. Vedeți, spre exemplu, că el este trecut ca și cum ar fi fost născut la București. Bun, mai departe. Bun, aici este el tânăr. El a, însă în acești primi ani, el a dus-o extraordinar de greu și a avut o corespondență foarte lungă cu Benrat, prietenul lui, care povestea de fiecare dată prin ce încercări trecea și chiar există și un desen pe care el îi face, asta este în atelierul pe care nu se știe dacă e la Școala de Arte Frumoase sau în altă parte și voi reveni următorul. Nu, după. Acesta este un desen pe care el îl face pe una dintre scrisorile pe care îi le face lui Benrat, care se găsește în prezent la Cluj, la Muzeul de Arte, și în care este cu desăvârșire, într-o stare foarte rea, pentru că nu reușește să se descurce, dar și Aman se vaită de acest lucru, aproape tot se vaită de faptul că ei trebuiau să găsească un atelier pe care să-l închirieze, modele, să facă față unei vieți care era destul de grele. La Școala de Arte Frumoase se întâmpla în felul următor. Ei făceau câte, vă înscriați două semestre. Școala de Arte Frumoase din Paris nu dădea absolut niciun soi de diplomă și durata pe care dumneavoastră, pe care o frecventați, nu era limitată. Puteai să stai 10 ani, 15 ani, cât se putea. Bun. Interesul celor mai mulți dintre acești artiști era un moment în care ei se duceau acolo, se înscriau cu semestre, erau cu două semestre pe an. În aceste două semestre, ei aveau niște cursuri care erau foarte precise și care cam în aceeași manieră fuseseră preluate și la București și la Iași, prin regulamentul construit de Aman. Aceste cursuri erau extraordinar de tehnice, ele erau urmate apoi de concursuri care erau cu recompense. De cele mai multe ori însă, ca să arate maestria. De cele mai multe ori însă, cum toți studenții străini nu erau acceptați la premiu pentru Roma, nu erau interesați să urmeze aceste cursuri. Se duceau două semestre, spre exemplu, Grigorescu a fost trei semestre în tot, s-a scris, pentru că există de fiecare dată în aceste dosare pe care le-am arătat, sunt înscrierile care sunt de fiecare dată, și dacă au primit câte o recompensă. El a participat la două concursuri și le-a avut de fiecare dată. Dar cei mai mulți se duceau, se înscriau și apoi când se prezentau, și acest lucru se va petrece pe tot parcursul secolului al XIX-lea și apoi după primul război mondial, vă mai spun, asta este de la sine înțeles. Simplu fapt de a fi trecut prin Școala de Arte Frumoase de la Paris și de a se prezenta ca atare, indiferent ce au făcut acolo, făcea ca interesul lor și cota lor în România să pară mai crescută și ca ei să poată mai departe, să ceară, să ceară lucrări mai importante sau să ceară o poziție într-un liceu mai important, sistemul superior fiind extraordinar de repede complet. La cea de aici. În afară acestui sistem de stat, care era Școala de Arte Frumoase, care era frecventată de cei de care vă spuneam. De altfel, o să vă spun și numărul lor, pentru că m-am amuzat să-i și număr într-un anume moment și să văd cam cât au venit cu burse, care au venit pe banii lor, cum s-a întâmplat. Deci, între
1834 și 1914 sunt 135 de români care au călătorit la Paris, expus la Paris, făcut o formație la Paris, numele lor fiind prezente în matricolele școlilor de arte frumoase, în cele ale academiilor și atelierelor libere, în măsura în care ele s-au păstrat, în livretele saloanelor oficiale, saloanelor independente, începând cu 1890, expozițiilor și în măsura în care declarațiile pe care ei le-au făcut, privitoare la expozițiile lor personale, sunt de luat în seamă. Dintre aceștia, 54 de elevi vor frecventa în Școala de Arte Frumoase și 43 academiile Julian și Academiile Libere, aceasta în mod deosebit după 1890, dintre ei chiar în paralel se duceau la Academia Julian să pregătească concursul de intrare pentru Școala de Arte Frumoase. Dintre cei 97 de artiști de care vă spuneam, 18 sunt bursierei statului, eforiei școalelor în Valahia și Epitropiei învățăturilor publice în Moldova, înainte de 1864, apoi e Ministerului Culturilor și Instrucțiunii Publice, iar alți 10 beneficiază de subsidii private. Restul se deplasează pe cheltuială proprie și urmează studii particulare despre care nu avem informații. Trebuie să vedeți că din această masă pe care am analizat-o, sunt extraordinar de mulți a căror nume sau despre care nu știm absolut nimic, nici măcar câteva date biografice, nici măcar nu știm când s-au născut, când au murit. Însă ei sunt prezenți în expoziții, au fost cooptați pentru expoziții universale, au expus prin saloane, prin mijloace proprii, sunt persoane din medii sociale care sunt extraordinar de deosebite și care aveau mulți dintre ei ambiția ca să devină profesional și alții dintre ei care pur și simplu rămăseseră simpli amatori. Pe lângă parcursul care era la Școala de Arte Frumoase, începând cu anii 1880, în momentul în care se creează Academia Julian, acest Julian era un pictor foarte modest, dar foarte abil comunicant, care a făcut una dintre primele academii libere, în care cursurile erau dispensate de aceeași, cam aceeași profesori care erau și la Școala de Arte Frumoase. Avem o listă a ei, existau și alte academii libere, cea a Julian era cea mai cunoscută și după 1890 era frecventată și despre de femei, lucru care era un lucru foarte important, pentru că primele care vin aici, și este vorba de Cecilia Puțescu-Ștoc, se duce în primul rând acolo, pentru că era primul loc unde era învățământul de stat, de cel de la Școala de Arte Frumoase, se va deschide mult mai târziu. Vă arată această imagine care este mult mai târzie, care este portretul lui Jean-Paul Laurens, făcut de Eustache Stoenescu, care a fost cumpărat de statul francez în anul 1920, este unul dintre puținele lucruri care au fost cumpărate, în intervalul pe care eu l-am studiat, 1934-1939, statul francez a cumpărat cam 20 de lucrări de artiști români, dintre care sunt probabil 5 sau 6 care sunt încă localizabile în prezent în muzele pentru că au fost cumpărate. Celelalte au fost trimise în prefecturi sau în alte primării și s-au pierdut sau probabil că vor fi regăsite prin cine știe ce pivniță într-un alt moment de pierdut, de aruncat, nu le aruncă, dar din când în când sunt pus atât de bine încât nu le mai găsești. Și am să vă citesc ce spune Resu în momentul în care el a trecut prin Academia Julian.
Avem extraordinar de puține mărturii de pictori care au trecut în, în Franța și în special, probabil că sunt 5 sau 6, l-avem pe Resu, l-avem și pe Ștefan Popescu. Resu a publicat memoriile lui la începutul anilor 50. Ștefan Popescu ale lui sunt încă inedite la Biblioteca Națională a României. Foarte puțin care scriu ce a fost exact, care a fost experiența lui. Bun, apoi este Cecilia Cuțescu-Ștor, care a fost cea care a fost cea mai activă în acest lucru. Deci, vă spun ce spunea Resu, care a fost vreme de 7 ani în atelierul de băieți al Academiei Julien, deoarece la școala de stat locurile erau ocupate în primul rând de franțuși și rare ori se întâmpla să rămână un loc disponibil pentru un străin. El împărtășea simpatia Ceciliei Cuțescu-Ștoc pentru Laurens, pe care îl vedeți aici, în acest portret foarte whistlerian, care, cu nelipsita lui țigară ce nu părăsea nici când vorbea, arăta, citând exemple din operele maestrilor, eroile și drumul către care tinde personalitatea elevului. Nu împieta asupra individualității lui și nici nu-i atingea niciodată lucrarea, ci doar se uita la paletă, indicându-i culorile alterabile și deci de neîntrebuințat. Iubit și admirat, ne grămădeam în jurul profesorului, ascultându-i lecțiile, adevărate probleme de pictură, pagini de istoria artelor. În atelier, locurile bune se obțineau după clasificarea schițelor de compoziție cerute săptămânal. Eu nu izbuteam firește să fiu clasat printre cei 10, iar de departe printre cei mulți, lucrul meu suferea. Jean-Paul mă trecea cu vederea și nu se oprea la lucrarea mea. Într-o zi amărâtă, când sorbeam un păhărel afară pe terasa la Closerie de Lila, Jean-Paul Laurens mă zărește și mă apostrofează violent. Vous perdez votre temps ici. În sfârșit, era prima oară când se oprea și la mine. De atunci n-am mai lipsit din atelier. Lucrurile care... Idealul fiecărui acest tânăr artist, în momentul în care se considera pregătit ca să se arunce mai mult sau mai puțin în scenă după 2-3 ani petrecuți între școala de arte frumoase sau atelierele libere, era să expună. Și să expună unde? În salonul oficial. Mai departe. Ei se dăvor, asta am înainte să spun. Probabil că ar trebui să vorbești despre acest lucru. Când nu se duceau la școala de arte frumoase, cei mai mulți, cum a fost și cazul lui Grigorescu și cum a fost și cazul lui Andreescu, au început să frecventeze coloniile artistice, interesându-se de ceea ce era mai inovator în artă. Se duceau, în primul rând s-au dus la Fontainebleau, la Barbizon, unde era colonia cea mai modernă, dar apoi au început să se ducă foarte mult pe coastele Bretaniei, cum a fost cazul lui Grigorescu. El a deschis, practic, această transcumanță artistică. Asta este de la Barbizon. Apoi... Și în Bretania, Ștefan Popescu a fost și a lucrat extraordinar de mult, sunt în special către 1890 și 1900. Că se vor duce din ce în ce mai mult și vor fi urmați apoi de Elena Popea. Vor exista și pictori care se vor frecventa colonia artistică de la Giverny, asta un pic mai târziu, către 1910 al Monet. Este cazul lui Mützner, Samuel Mützner. Acest tablou este deci de Ștefan Popescu, făcut în Bretania. Acestui subiect a fost chiar și consacrat Odisei pictorilor români în Bretania și tuturor acestor călătorii. Au fost consacrate chiar două expoziții foarte interesante, dintre care una a fost prezentată la Muzeul Național de Artă și la Muzeul de Arte Frumoase de la Quimper. Apoi... dintre ceilalți bursieri care ajunseseră, lucru care era cel mai important pentru ei era să expună în saloane. Aici îl aveți pe Sava Hentia, care cu lucrarea
era o chestiune de recunoaștere și de îndată ce această lucrare era recunoscută în țară, el o și trimitea pentru pinacotecă. Aveți lucrarea care se găsește, care este Psihe părăsită de amor, care este amuzul național. Apoi, următorul. Apoi este George Demetrescu Mira, care ajunge la Paris și cu ajutorul lui Odobescu, căruia îi va face portretul, îi va face de altfel și doamnei Odobescu. În acel moment Odobescu era în post la Paris și care va fi coleg chiar de atelier cu John Singer Sargent în atelierul lui Carolus Durand și care se va impune, va începe să se impună printre portretiștii interesanți din anul 1880. Pentru a fi însă remarcat în aceste saloane, era ceva foarte complicat. Pentru că trebuie să vă imaginați că erau mai bine de în anii 1850 erau către 2500-3000 de prânze care erau acroșate, de formate complet diferite, cu subiecte complet diferite, pe mai multe rânduri și nu conta, erau pe școli, deci sălile erau pe școli, nu mai conta pe unde erați, dar nu erau, erau o amestecătură extraordinar de mare, către sfârșitul secolului și anume către anii 1880, proporția acestor prânze crește și mai mult. Adică devin mai mult de 4.000, ceva de felul ăsta, și lucrul se va amplifica către 1914, pentru că trebuie să vedeți că în 1890 salonul oficial se desprinde, există un nou salon care este un salon dizident, Salonul Național al Artelor Frumoase, salon de la Societatea Națională de Beaux-Arts, și acesta va expune și el sui, erau concurente. În plus, vor apărea alte noi expoziții de acest fel. Cantitatea de opere care este prezentată este extraordinar de mare și în acest caz cum puteai să... Era ori curiozitatea subiectului, ori felul de a-l trata. Pictorii străini erau extraordinar de, extraordinar de puțin remarcați, de cele mai multe dintre ori. Ceea ce pictorii români au reușit să inventeze într-un anume moment, dar și nu o făceau numai ei, o făcuseră și ungurii, o făcuseră și polonezii, încercau, asta este unul dintre tablourile pe care, pardon, pe care Mira l-a prezentat, următorul. Ei încercau să se lege de un eveniment politic sau de o personalitate care era foarte cunoscută în acea țară. Spre exemplu, cum a fost cazul lui Mira, când el a expus Vârful cu Dor la salon, era dată o întreagă descriere a poveștii Vârful cu Dor care fusese făcută de Carmen Silva. Mai departe, în momentul în care în 1880 Grigorescu era evident, România devenise independentă, se vorbea, se știa că va deveni regat, Grigorescu expune la salonul oficial acest portret al reginei Elisabeta, care este sublim și care e în colecția familiei reale. Încearcă de fiecare dată să se lege de ceva, de un eveniment. În același moment, schimbat, înainte de el, ți-a prezentat Evreul cu Gâsca în 1878 ca ecou, pentru că se vorbise în presă extraordinar de mult de această chestiune când era congresul de la Berlin. Mai departe. Printre ei vor fi mai mulți tineri. Au fost mai mulți care s-au legat de aceste lucruri, dar lucrările lor nu sunt de un foarte mare interes. Însă aș vrea să vă vorbesc de 2-3 tineri care au considerat, s-au lăsat tentați mai mult sau mai puțin, de ispita unei cariere pariziene. Între ei, poate cel mai interesant este Simonidi, de care m-am ocupat în mod deosebit și căruia am consacrat un studiu în volumul meu Mecena și comanditar, artă și mesaj politic. El ajunge la Paris în 1890 cu o bursă a Ministerului Cotelor și Instrucțiunii Publice. Se înscrie la Academia Julian, apoi, un an după, este dintre primii cei care fac în paralel. Se înscriu la Academia Julian, după aia trec concursul la Școala de Arte Frumoase, dar le frecventează pe amândouă în același timp.
El este foarte repede remarcat cu mai multe afișe pe care le-a făcut pentru Sara Bernard, care era foarte avidă de acești tineri artiști pe care nu-i plătea de fiecare dată, iar ei se bucurau mai departe de publicitatea care și-o făceau grație numelui ei. Asta este ea în Teodora de Victoria Sardou. Așa. În 1900, după ce a fost remarcat și a făcut mai multe afișe, a făcut coperte pentru Le Figaro Illustré, pentru mai multe reviste, a expus acest tablou, care eu îl credeam ori în Franța, ori pierdut cu desăvârșire, care se numește Parfumurile Iernii, care se găsește prezent la Muzeul Țării Crișurilor, depus acolo de Muzeul Național de Artă, care e o piesă foarte frumoasă și are însemnătatea ei, pentru că la expoziția universală din 1900 a avut un foarte mare succes. Vă conced că este extraordinar, de foarte departe de gustul nostru actual, dar pentru cel de atunci era, se înscria foarte bine. Acest tablou a fost reprodus pe copertele celor mai enorm de multe ilustrații, în foarte multe lucruri care, și contranduri care au făcute la saloane. Acest lucru i-a dat posibilitatea lui Simonidis, a creat interesul pentru el în România și el a primit o comandă foarte importantă, care este cea de a decora cu frește holul mare și sala de consiliu al Palatului Cecului, care parțial există încă. Ulterior însă, din cauza faptului că el a livrat aceste comenzi cu foarte mare dificultate și după foarte multe intervenții ale legației românești la Paris, el nu a mai primit comenzi, a expus foarte puțin în România, iar începând cu primul război mondial nu a mai venit niciodată, a rămas și a construit o carieră în Franța, o carieră interesantă pentru că este probabil cel care a fost în anii 20-30 unul dintre cei mai remarcați. De fiecare dată a făcut puține expoziții personale, 3 sau 4 în anii 20-30, dar de fiecare dată ele au fost foarte remarcate. Și în momentul în care în 1925 s-a făcut expoziția la Jeux de Pomme d'art ancien et modern roman, toată lumea s-a întrebat, dar de ce toate gloriile celelalte au fost prezentate și Simonidis nu mai este prezent? Pentru că el se rupsese la un moment dat, imediat pe primul război mondial și fără îndoială din cauza condițiilor în care se făcuse această comandă de la CEC, se rupsese de sistemul românesc și rămăsese cu desăvârșire evoluând într-o altă parte. Eu am avut o mare șansă să descoper opera lui, pentru că ea era cu desăvârșire necunoscută. În anii 2000 a trecut în vânzare la Drou. Întreg atelierul lui, care fusese conservat de văduva lui, care era cu 40 de ani mai tânără, nici nu putea, el e mort în anii 30, văduva e moartă în anii 2000, și toată lumea a fost uimită de calitatea lucrărilor lui simboliste și din anii 30. Un altul care a încercat același lucru, dar care nu a reușit, aceasta este lucrarea lui cu care el figurează în colecțiile naționale, se numește, colecțiile naționale franceze, se numește La Lecture. În colecțiile românești, este la Muzeul Orsay. În colecțiile românești nu există decât la Muzeul Național de Artă, sunt numai lucrări din perioada studiilor lui, nu este nimic din perioada maturității. Următorul. Aici este un altul dintre cei pe care i-am descoperit și redescoperit. Nicolae Gropper, care și-a spus din cauza condițiilor antisemite care erau în acea vreme, s-a rebotezat în Gropeanu. El a plecat din România cu bani din partea unei rude mai bogate, a făcut studii la Academia Junia. Aici îl vedeți împreună cu soția și cele două fiice, care vor deveni foarte des modele în pastelurile lui.
Este un pastelist care a încercat la fel ca și Simonidii, de altfel au și lucrat împreună un pic în anii 1900 până către 1910, au făcut ilustrații, au făcut foarte multe ilustrații pentru publicațiile Elenei Văcărescu, care au fost publicate în Figaro. Sunt dintre cei care sunt foarte, foarte activi. El a încercat cu aceste pasteluri să pătrundă mai departe. Talentul lui nu era acum atât, într-adevăr, foarte mare. O să vă arăt două sau trei dintre ele. Cam asta făcea Gropeanu. La Muzeul Național de Arte există câteva chiar. I-a fost consacrată o foarte mică expoziție, înainte de 89, fără catalog însă. A încercat să facă chiar și un portret al reginei Elisabeta, înfiorător de urât, citind cu presa Teodorescu în momentul în care se făcuse fundația de la Vatra Luminoasă, încercând iarăși să treacă în partea... Treceți-l și pe general. Să treacă în... Să capteze cumva interesul. Acest lucru nu a fost cu putință, însă el s-a implicat începând cu 1902 în ceea ce a devenit un an mai târziu, Salonul de Toamnă. Și este unul dintre membrii fondatori ai Salonului de Toamnă de la Paris. Extraordinar de activ, foarte bun organizator. De altfel, în momentul în care i s-a dat Legiunea de Onoare, se și scria în motivație că i-a fost acordată nu ca artist, ci ca organizator al Salonului de Toamnă. Mai sunt apoi alți câțiva. Acesta care este un pictor foarte interesant, care este Zelicovici Rubin. Este un pictor plecat de la Fălticeni, care în 1912 ajunge la Paris, despre care în România nu se vorbește aproape niciodată. Acesta este unul dintre autoportretele lui din tinerețe, făcut în 1914, și care a avut foarte repede succes. El a plecat mai departe, de ce le evoc pe el, el a plecat mai departe în Palestina foarte repede și a încercat să inițieze acolo un soi de mișcare artistică și să încerce să dinamizeze lucrurile într-un loc în care era pustiu cu desăvârșire. Și în această creație, foarte inspirat venind din Moldova, viziunea pe care el o are asupra palestinienilor de acolo este foarte inspirată de sfinții care sunt pe bisericile din nordul Moldovei. Ulterior, el a avut o carieră foarte interesantă, pentru că pe primul război mondial se va duce în Statele Unite, unde va fi foarte repede iarăși recunoscut, și va deveni, începând cu anii 1940, unul dintre pictorii cei mai importanți ai Israelului, unul dintre pictorii lor naționali. Există chiar și un muzeu Zelicovici Rubin la Tel Aviv, care este foarte interesant și care ei vorbesc foarte mult despre acești ani de formație care au fost între Fălticeni și ce se făcea pe acolo și revistele care existau acolo, cum s-a dus la Paris și așa mai departe. Apoi este un altul care l-am evocat într-un volum. Trebuie să vedeți că sunt foarte puțini care au făcut expoziții personale până în 1914. Este firește Grigorescu la Martine, care este foarte cunoscută și este singura expoziție în care au existat foarte complet, în care erau mai bine de 270 de opere. Și un altul care e mai mult sau mai puțin o curiozitate, dar care mie place și am și făcut un mic studiu împreună cu Oana Marinache, Edmond Van Sanenalgi, care este cunoscut ca arhitect în colaborare al Academiei de Științe Comerciale, pentru că el a terminat-o, Cerchez era mult abătân pentru vremea aia, și apoi tot în colaborare și ca arhitect executant al Palatului Telefoanelor. El cât era la Paris, pentru că el a făcut studii de arhitectură la München și după aia a venit la Paris, dar tot să facă studii de arhitectură, a rămas acolo 10 ani, era foarte impresionat de baletele rusești.
Erau chiar anii în care erau anii baletelor rusești, 1907, 1908, 1909, deci aveai posibilitatea să le vezi peste tot, pe Nijinsky, pe Isadora Duncan. Și a fost foarte impresionat, de mișcare, de cum, de acest lucru, sub influența soției lui de atunci, o americancă, care era și scriitoare, a intrat cumva în interesul Isadorei Duncan și a făcut extraordinar de multe schițe de balete, după aceste balete rusești, pe care le-a și expus în 1910 și 1911. A făcut chiar și un volum din care eu vă prezint, asta este Ana Pavlovna, din care eu vă prezentam coperta înainte, că a fost publicat și a fost publicat chiar cu acesta este un proiect pentru copertă, a fost publicat chiar cu o prefață de Louis Vaudoyer, care este unul dintre istoricii de artă foarte însemnați ai momentului. În 1914 se întoarce în România, își terminase studiile, rămâne aici, intră foarte repede în sistemul de arhitecți și datorită poziției sociale pe care o avea familia și începe să aibă primele comenzi cu anii 1920, care vor culmina mai departe cu clădirea Academiei de Studii Comerciale și cu cea a Palatului Telefonelor. Cam aceasta a fost prezentarea pe care am vrut să vă fac și care am încercat să cuprindă cât mai multe dintre aceste aspecte care în volumul pe care îl pregătesc vor fi firește detaliate, dar timpul care este extrem de limitat nu mi-au permis să mă exprim mai mult. Însă dacă aveți întrebări sau nelămuriri, le răspund cu foarte mare plăcere. Și faptul de fiecare dată, spre exemplu în anii 1890, când este al doilea val foarte de artiști extraordinari de numeros care pleacă și care nu pleacă cu bursă, de cei mai multe ori pleacă pe banii propriei familiei sau așa mai departe, se duc înainte la München și de fiecare de la München, ideea pe care o au este să plece mai departe la Paris. Se simt foarte repede închistați de sistemul care este la Academia, la Școala Regală de Arte Frumoase de la München și ceea ce ei vor la Paris, dar este și viața care este în jur. Nu este numai viața artistică, dar este și boema, este faptul că ei pot să frecventeze muzee care sunt mult mai multe, pentru că e, de fapt, Parisul în această dezvoltare a școlii de pictură bună și folie artistice, în definitiv, are mai multe componente. Sunt muzeele, sunt bibliotecile, sunt spectacolele, sunt toate lucrurile pe care le pot frecventa și iar oferta este cu mult mai generoasă decât la München și gândiți-vă către 1890-1900 explozia care are de inventivitate. În plus sunt artiști care vin de peste tot. Pictorii români reprezintă absolut nimic. Sunt foarte, foarte, foarte mulți, deci cred 1890, dar înainte sunt câte 3-4. Când sunt ei mai mulți, sunt în perioada 1800, care premerge Revoluția de la 1848 și apoi până în 1856. Asta este primul val care e foarte important și sunt interesanți și ei și rămân mai departe ca artiști interesanți. Apoi bursierii care veneau și care aveau câte o bursă de 4 ani, uneori ea mai era și prelungită sau alte ori nu, dar ei rămâneau 4 ani, după aia erau succedați de un altul, erau extraordinar de puțini. Apoi asupra celor care veneau pe banii proprii sau care nu au făcut o carieră, asta este unul dintre lucrurile
pe care nu îl putem studia foarte mult. Avem puține date despre foarte mulți dintre acești 135 date biografice sau de arhivă, pentru că pur și simplu unii au rămas la stadiu de simplu amatori sau ei apar doar cu patronimele lor românești sau cu locul de naștere. Da. După primul război mondial au fost mai mulți? Nu, situația se schimbă. Până în total sunt 340 sau mai multe. În total ei sunt 345, adică cele două decenii care au fost după primul război mondial sunt cei mai mulți și sunt cei mai interesanți. Sunt cei care studiază în toate școlile libere care sunt peste tot, au o foarte mare... Toată lumea vrea să se ducă să studieze în atelierul lui André Loth. Printre români, André Loth este una dintre marile stele. Despre el și vorbesc și încep să vorbească mai mult, încep să scrie. Pentru această primă perioadă, sursele sunt un pic mai puține. Da, apoi sunt alte posibilitățile, sunt artiști care sunt minori, despre care nu se știe absolut nimic, care făceau câteva expoziții și la București, la Craiova sau nu știu unde, și grație acestor expoziții, vânzărilor obținute din aceste expoziții, se duceau și își făceau, rămâneau la Paris un an, doi ani și studiau în paralel la aceste școli libere, în aceste ateliere libere, dar se puteau duce în paralel într-o săptămână și le luau după aia la rând din nou. Sau până unde vedeau, unde era învățământul care li se potrivea sau ce îi interesa cel mai mult. De Grigorescu, lui Carmen Silva. Da. Care, de pildă, nu știu decât din lucrarea la Curță despre Grigorescu, care este alb negru. După care l-am și eu. Așa. Dar mi se pare că, totuși, în fugă, l-am văzut undeva și color. Da, pe volumul meu cu Carmen Silva, pe prima ediție a volumului meu, a biografiei pe care am dedicat-o reginei, dar nu este în culori, este ceea ce este... Eu am întrebat și maestatea regina mi-a spus, da, vi-l dăm. Portretul era la ei, în acel moment era la Versoix. Nu a fost curățat niciodată și cel al regelui este acolo, al regelui Carol I, principiului care este... Se pare o lucrare extraordinară. Este sublim. Este sublim. Trebuie să fie 1879-1880 de vreme ce el îl expune în 1880 la Salon de la Paris și el o acompaniază, face parte din suita ei în 1880, când se duce la mama ei la Noiville. Și după aia se duce mai departe în primăvară cu tabloul la Salon de la Paris. El nu a fost niciodată curățat. Când l-au scos ca să-l fotografieze, l-au plecat așa, n-a fost o fotografie care a fost făcută profesional, a fost făcută de, știu și cine, la soțul de secretare. Dar eu cum țineam morțiș să se pună pe coperta cărții pentru că găseam că este ceva foarte important și pentru... Au tras atât de culori încât a ieșit ceva demn de Andy Warhol, pentru că e așa, orange, e foarte colorat, dar nu are absolut niciun fel de... Rochia este liliachie, tablou nu a fost niciodată curățat și mai bine să fie lăsat până când va intra, sper, la Muzeul Național de Artă, să fie curățat într-o stare bună și profesionistă, pentru că este una dintre lucrările lui Grigorescu de vânt. Dar ei, primul cuplu domnitor a avut încă din anii 1870, de la expoziția, de la expoziția artiștilor români în viață din 1870, care a fost o expoziție domnească și în care Carol I decisese să expună mai multe dintre lucrările, dintre colecțiile lui, ca să dea un pic așa de avânt și colecționarilor din țară, pentru că trebuie să vedeți că piața, sistemul expozițional în România începe către 1864, într-un fel foarte modest,
vest. Lucrurile erau expuse în chiliile de pe lângă Stavropolos, erau două chilii, se făcea expoziția anual, la care participau cei puțini artiști care erau considerați și apoi erau tot soiul de amatori și tot soiul... Bun, și atunci el a încercat să facă ceva mai mult. Și a expus inclusiv mobile pe care le avea, făcute de Martin Stock, care era ebenistul curții. Eu am scris despre el și despre aceste mobile un pic mai mult în cartea mea despre Palatul Regal, pentru că ele există, nu au fost distruse la bombardamentul din 1944, sunt însă răspândite între numeroase muzee, de la Muzeul Agriculturii și Pomiculturii de la Golești, care are muzeul, care are biroul regiului Carol I, o piesă sublimă, care este foarte mare, sublim sculptată și care abia intră în camera în care este. Le anumesc sunt mese din bibliotecă, care sunt și la, și la Institutul de Istorie Artei George Oprescu. Sunt un pic răspândite peste tot, dar s-ar putea face un ansamblu coerent și interesant pentru acest Stör. Este un sculptor interesant. Și el a expus ceva care eu n-am văzut, dar și foarte curios, niște mobile, niște fotolii care aveau pe mânere chipuri de domnitori din vechime, de domnitori români, și care erau tapițate cu, cu broderii populare românești de la Câmpul Lung, pe care îi le, pe care îi le dădea Ana Davila până sorul sa, doamna Rahoviță. Aș vrea să văd așa ceva, pentru că poate să fie foarte interesant și asta e un subiect foarte interesant de lucru pentru cineva, tot acest mobilier istorist care se concepe. E, dar ce vreau să spun, jurul acestei expoziții din 1970, acolo ei îl remarcă pe Grigorescu cu trimiterile pe care le aveau și îi cumpără primul lor tablou, au avut mai multe, cred că 12 sau 15, care este Căratul Fânului, un tablou de foarte mari dimensiuni, și apoi O fată cu sunt, care au fost expuse înainte, ca fiind în colecția Palatului, acum nu știu unde sunt, bănuiesc că tot acolo, dar au avut pe lângă aceste portrete o întreagă colecție și de fiecare dată în aceste, în aceste expoziții cumpărau, pentru că recunoscuseră imediat abilitatea, era mai aproape de, firește de de sensibilitatea lor, care era mai occidentală și văzuseră aceste lucruri. Deci ei recunoscuseră în el talentul și el a avut și o abilitate de a se prezenta, începând cu Corniu și cu această lucrare, care v-am trecând prin atelierul lui Corniu, și faptul că Napoleon al III-lea a cumpărat lucruri și Napoleon al III-lea a fost singurul artist român care a cumpărat ceva. Și apoi era calitatea, evident, a lucrărilor, adică nu se putea nimeni bătea cu el pe piață în acel moment. Cornier, vreau să-ți pun eu o întrebare. Acum, în prelungirea a ceea ce te-am întrebat, cu școala românească, în relație cu școala franceză, dacă e de sorginte franțuzească, mai mare... Nu e de sorginte, este o spană. Nu atâta, cu întrebare, asta îl prelung. Istoriografia noastră a avut în centrul ei zona Principatelor până la Unire. Noi vorbim acum despre perioada asta, modernității a academismului târziu, a simbolismului, a postromantismului. În principiu vorbim despre modernitatea școlii de pictură. Când după Unire vine și componenta nordică, cea transilvaniană, lucrurile se mai schimbă, pentru că intervine o altă paradigmă stilistică și un alt tip de viziune. Dar, admițând că, în ansamblu, școala românească e legată de cea franțuzească, în perioada asta, post-romantică și post-academică, deci în perioada modernistă, începând cu simbolismul și terminând cu avantgardele de pe asta, cât de franțuzească mai e școala franceză din perioada? A, nu, e internațională. Păi asta... Nu este internațională. Aici e discuția cea mai importantă, pentru că ea absoarbe, Parisul absoarbe, emergiile din toată lumea. Mai ales că curentele astea, tendințele astea, cu Art Nouveau și simbolismul, deja
nu mai au relevanță națională nici într-una dintre țările. Începând chiar cu acta academică târzie, începând cu anii 1870-80, nu mai are niciun sens. Sunt diferențe de interpretare, dacă vreți, și apoi sunt națiuni care se dirijează, spre exemplu, națiunile nordice, și americanii uneori, către Düsseldorf, către München, dar vin și la Paris. Și circulă. Și mai este încă altceva, nu circulă, mai... E ceva care a uitat să-mi spună, care e ceva foarte interesant. Percepția pe care străinii o aveau despre școala franceză de pictură, și chiar artistică, pentru că e vorba și de mobile, este vorba de tot ceea ce e de toată această producție, este cea care se face în mod prin presa ilustrată sau este prin valorile care sunt deja consacrate. Este deja o artă consacrată care este cu 10 ani în spatele celei care eu, celei mai modern, celui mai modern moment al aceluia. Deci această percepție este, ei se uită la artiștii care sunt cunoscuți în acel moment, este elita consacrată și ea din ce în ce mai mult călătorește. Sunt revistele ilustrate care călătoresc din ce în ce mai mult. Apoi sunt expozițiile care călătoresc. Spre exemplu, începând cu anii 1890, și asta vine și în răspunsul cu secesionismul, 1892-93 cred că este prima dată când se întâmplă, saloanele care erau făcute de Societatea Națională de Beaux-Arts, care era, deci, societatea care se scindase, care era dizidentă din salon oficial din Societe des Artistes Français, va itinera, va face o selecție printre lucrările care erau cele mai interesante și cele mai remarcate la saloane și le va itinera în Germania, la toate saloanele secesion care sunt începând cu München, se duc la Düsseldorf, se duc la Dortmund, se duc în foarte multe locuri. În 1901 și 1902 chiar încearcă să le ducă la saloanele care le organizează revista Miri Scusva, Lumea Artei, la Sankt Petersburg. Și începând cu 1907, dar nu a prins, le vor duce mai departe în America de Sud. Pentru că, pe lângă faptul că erau ideile care circulau, era și o clientelă care acești artiști o căutau. Și se duceau după ea pe unde era. Știu cazul ăsta foarte bine din cauza portretiștilor, care erau foarte internaționali. Avea fiecare un stil al lui. De îndată ce ajungeai, începând cu anii 1870-1880, să fii recunoscut de elita criticii și de public, erau 10 sau 20 pe decadă, nu mai mult, ei aveau comenzi care erau extraordinar de importante și călătoreau foarte mult, pentru că veneau, ori veneau comanditarii ca să-i solicite, asta era din Statele Unite în mod deosebit, sau se duceau ei după comanditare, asta se întâmpla de obicei în America de Sud și se întâmpla de obicei așa, 1905-1906, până la primul război mondial. Sunt mai multe fenomene de interacțiune care merită să fie discutate. Eu începusem, din păcate, însă nu sunt foarte multe date pentru acest lucru, în ce fel arta franceză era percepută în România, e subiect care e foarte complicat, percepută, grație revistelor ilustrate, grație celorlalte, dar ce expoziții și în ce expoziții au figurat opere, pentru că ele au venit extraordinar de târziu, până mai târziu, la expoziția artiștilor români în viață de până anii 1890 și în 1906 au încercat să facă pentru expoziția generală, pentru expoziția jubiliară, un pavilion, iar partea pentru pictură fusese dată lui Toulouse ca să o organizeze. Și ei au fost mai mulți pictori care au participat în căutare de comenzi. Unii au și făcut, spre exemplu, a fost Benar, care a făcut, Paul Albert Benar, care a făcut lucruri. Au fost și sunt lucruri care nu au fost aproape deloc studiate. Cum, la fel, în acest pavilion care fusese făcut în 1906, au fost reprezentate firme de
ebenisterie care prezentau mobile, erau case de mode care prezentau lucruri. Spre exemplu, casa de ebenisterie care a făcut mobilierul din sala Palatului Regal și care, Damone Criege, și care a făcut apoi Palatul Sturza, care a fost un minister al afacerilor străine din Piața Victoriei, a avut o sucursală la București până în anii 20 și un pic. Și vindeau mobile de stil între Ludovic al XIV-lea și Ludovic al XVI-lea. Aveau sucursale la București, la Caio și la New York. Lucrurile călătorau, dar este ceva care nu s-a făcut foarte mult. O să încerc să explic mai bine la nivelul picturii cum s-a făcut, dar cu foarte redus pe care l-am avut. Nu s-a făcut. Cu plăcere. Mulțumim că ați venit și în cazul în care îmi faceți întrebări, vă aștept și data viitoare și vă mulțumesc. Poate pentru lansarea. Cât mai des!